Da, salutare, oameni buni, salutare pentru sâmbătă. Vă propun invitatul meu să pariem pe meciul de Champions League, evident, finala Champions League, dar vă arăt și bilanțul pe luna mai. A fost un bilanț, așa, 30 de unități pe plus. Ultimele 6 pariuri au fost roșii. Am avut, zic eu, și câteva zile care efectiv au fost foarte ghinioniste. City, nu știu cum puteam să evităm acel pariu pe 1. Am avut astea pe tenis cu Tabilo la care n-a făcut nimic, apoi cu Medvedevici care n-a făcut nimic. Ieri mi-a ieșit fotbal, joi Olympiacos cu Fiorentina nu s-au dat goluri deloc în cele 90 de minute. Deci cam asta a fost bilanț de 30 de unități pe mai, destul de ok, dar se putea și mai bine. Bun, pentru astăzi pariem așa, începe luna iunie, alocăm din nou 200 de unități și pariem așa. Dortmund cu Real Madrid, meciul care evident îl așteptăm cu toții, e cumva final de sezon, nu mai sunt alte campionate, s-au încheiat toate. A fost dubla cu PSG, acea dublă cu PSG, a spune că au jucat foarte rău. Cel mai bine Dortmund a jucat în meciul cu Atletico când au câștigat cu 4-2. Real Madrid e una de cele mai titrate echipe, de fapt cea mai titrată echipă, 14 titluri de Champions League, sunt o echipă fenomenală, întotdeauna cumpără cei mai buni jucători. Și de aceea întotdeauna o să fie o echipă puternică. Anul acesta din nou în finală. Atenție, ultimele finale de Champions League au fost cu 1-0. Ultimele 4 finale au fost 1-0. Cu Chelsea 1-0. Cine a fost? Liverpool, Dortmund. Nu, a fost Chelsea atunci cu City. Anul trecut a fost City cu Inter 1-0. Liverpool atunci când a câștigat 1-0. Toate au fost puține goluri. Evident că ne așteptăm la ceva mai multe goluri acum pentru că Dortmund are un stil de joc deschis. Real Madrid a jucat foarte bine, cu excepția dublei cu City, unde au fost cam dominați. Real Madrid însă a jucat cu Bayern München excelent. Aș spune că împotriva lui Bayern a jucat cel mai bine. Iar meciul retur este dovadă. În meciul retur, Real Madrid a avut în felul următor, undeva la peste 12 ocazii, 19 ocazii și 7 șuturi pe poartă, în timp ce Bayern a avut doar 5, posesie 55% a avut Real Madrid. Acum evident că se joacă pe teren neutru, totuși Realul e favorită cu 60. Eu aș spune că Realul va câștiga. Am jucat un pariu și am adăugat un bet builder pe lângă 2 solist, am adăugat și Real Madrid și Vinicius să șuteze pe poartă odată. Cota din acest super pariu, Real câștigă și Vinicius șutează odată pe poartă, are 1,90. Apoi, meciurile 2 și 3 vă mai propun din tenis, pentru că avem din nou meciurile de căutat, cele care par cât mai clare, cu șanse mari de reușită. Am jucat pe Rune cu Kovalik. Rune a avut și el un meci foarte greu cu Koboli, dar Koboli, la atenție, a jucat foarte, foarte bine. E un tânăr care joacă extraordinar de bine pe zgură. Rune, totuși, e un jucător de top și cred că odată ce a trecut de meciul ăla, va avea un meci mai ușor cu Kovalik, care a pierduse în calificări, a intrat la Key Loser și în turul 2 și Kovalik a avut un meci infernal 3-2 cu Kachanov. O victorie uriașă. Eu aici am jucat spre Rune să bată și am jucat Rune că bate cu minus 1,5 handicap seturi. Adică bate la două seturi sau mai multe. Deci trebuie să bată 1,5 seturi, 1,28. Și Badosa cu Zabalenka, am jucat și pe acesta doi solist. Zabalenka este, știți, cea mai bună jucătoare după Swiatek probabil. Swiatek a avut ceva dificultăți. Zabalenka, cred că Zabalenka doi solist, 1,22. Ăsta ar fi biletul 1, biletul cotă 2,96. Iată biletul 2,96. Din aceste 3 meciuri avem pe Real Madrid să câștige și Vinicius să șuteze odată pe poartă, 2 pe Zabalenka și Rune cu minus 1,5 seturi. Cotă 2,96. O să joc 8 unități pe ea. Și atenție, mai propun așa la Dortmund cu Real Madrid un pariu special la super pariuri. Este o cotă 1,50 ceva peste Real Madrid peste 4 șuturi pe poartă și peste și marchează peste 0 goluri. Cotă de 1,55. Acest pariu mi se pare unul bun și lângă el mai adaug și meciul de din Suedia, Brahma Poikarna cu Malmo. Malmo e cea mai bună echipă, 32 de goluri marcate în 11 etape. Brahma Poikarna astea undeva pe locul 10, mai aproape de retrogradare, dar au dat și ei vreo 12 goluri, au primit vreo 13, 14 sau 14, nu mai știu sigur.
Oricum, cred că se va marca gol în prima repriză. Am jucat, adică mă aștept să se marcheze gol în prima. Am jucat gol în prima repriză la 1.28. Ăsta ar fi biletul 2, cota 1.98. Pe acesta o să pun, o să pun și pe el un 6 unități pe acesta, pentru că îmi place mai mult primul. Să pun 6 unități pe acesta, cota 2, recuperăm ceva din miza primului în caz că pică primul bilet. Nu o să ieșim pe plus dacă iese doar acesta, dar pe acesta o să joc 6 unități. Astea sunt ponturile mele. De asemenea, la Real Madrid cu Dortmund ar mai fi de jucat poate și un 3-6 gol 1.60 sau un pariu cu o cotă mică, dar care eu cred că iese. Și dacă jucați cote mai mici cu bani mai mulți, eu zic că ar merita încercat. Real Madrid mai multe șuturi pe poartă. Este o 1x2. Real Madrid mai multe șuturi pe poartă, 1.40. Eu zic că ăsta e, nu știu, e aproape de 99%, cred eu. Acum, na, nu putem să știm, e finală, dar ați văzut-o pe Dortmund, a fost dominată de PSG copios. Mai ales în meciul retur. Astea sunt ponturile, astea sunt pariurile mele pentru ziua de sâmbătă, 1 iunie. Mersi de atenție, dacă jucați, dacă vă inspirați din pariurile mele, vă rog să lăsați un like și ne auzim data viitoare.